Astăzi ați fost ținta unui atac, pentru că, nu-i așa, cu cât urci mai sus, cu atât ești mai interesant și mai vizibil, din partea unui personaj care altfel are o integritate pe care n-a pus-o nimeni la îndoială și care a devenit un vânător de probleme în CV-uri. Mă refer la domnul Valeriu Nicolae, care într-o postare care vă este dedicată spune: Drulă este un om foarte bogat dintr-o familie extrem de bogată și cu legături foarte solide cu sistemul. Ce-a vrut să spună domnul Valeriu Nicolae? La ce credeți că s-a referit când a vorbit de legături cu sistemul? Nu știu, dar este o minciună sau o calomnie aceasta cu legăturile cu sistemul. Părinții mei sunt ingineri, oameni la prima generație care a făcut facultatea. Tata a terminat facultatea de automatică și calculatoare în 1971. Am văzut niște calcule, poate am dat ocazia să le lămuresc acum. Am văzut vă rog să vorbiți despre legătura tatălui dumneavoastră cu o firmă care se numea Felix Telecom, fondată în 1992 de un general SIE. Ilieș, pe numele domniei sale. Mă gândesc că la asta s-o fi gândit domnul Valeriu Nicolae, din moment ce dumneavoastră nu aveți o altă versiune. Da, și eu n-am citit ce a spus domnul respectiv, dar o să adresez în contextul cu tot așa se anunță niște atacuri, cumva, că aș avea legături tata sau cu securitatea, ceea ce este nu numai fals, ci chiar revoltător, pentru că tatălui meu, bunicul meu, a fost deținut politic, chiar recunoscut după, a făcut pușcărie politică sub comuniști și urmărit, tata i-a cerut de curiozitate dosarul la CNSAS, urmărit până prin 87, bunicul era născut în 1912, deci la 75 de ani comuniștii erau ocupați încă să urmărească un ceasornicar ce declară la cozi. Tata a fost toată viața un profesionist, a terminat facultatea de automatică și calculatoare, a lucrat în fabrica de calculatoare electronice. Cred că i-am moștenit o parte din atribute genul ăsta de project manager, de inginer profesionist. Acolo a deținut o funcție de mijloc, să spunem, într-o ierarhie a unei întreprinderi de pe vremea respectivă, șef de secție, asta era cam, din câte înțeleg eu, cam maximul care puteai să ajungi fără dosar, cu dosar nesănătos. Și mama a avut dosar nesănătos, n-a putut să intre la liceu un an de zile pentru că dosarul era nesănătos din punct de vedere al comuniștilor. După Revoluție, fabricile s-au prăbușit în România, după cum știți, și tata, ca să ne câștigăm pâinea, trebuie să meargă în zona privată. Și din 1995 a lucrat la această firmă, care s-a fondat la început ca un joint venture între fabrica de calculatoare și acționarul majoritar, o firmă israeliană de telecomunicații destul de cunoscută în lume, deci nu un acționar străin. Acolo s-au dus o parte din angajații la fabrica de calculatoare, cred că aveau undeva jur de 70-80 de angajați, printre care și tatăl meu. Dețineau funcție cumva de director zona tehnică de proiecte, deci nu directorul general al acestei companii, a fost întotdeauna angajat. Am trăit în anii 90 ca oameni, am trăit negri anii 90, anii în care eu am fost la olimpiadele de informatică, am luat premii naționale și cu eforturi, cu niște rude din străinătate, am luat un calculator în 95. Știu că mama făcea calcule să vadă cum trecem de la un salariu la altul, deci toată povestea asta este halucinantă. Firma respectivă, la mulți ani după ce tata lucra acolo, cândva în anii 2000, a avut o schimbare de acționariat, înțeleg, cu domnul respectiv, care nu are nicio legătură cu tatăl meu, era un patron al acestei firme, tata a lucrat ca orice om angajat și de vreo 7-8 ani este pensionat. Nu are nicio legătură nici cu sistemul de putere dinainte de 1989, nici după 1989, nu știu cum... sau, mă rog, prin mecanisme de noroire și de împroșcare s-au creat aceste povești. În ceea ce mă privește pe mine, am primit o bursă din partea statului canadian după liceu imediat. Am avut rezultate foarte bune. Din generația mea foarte mulți plecau la Harvard, în tot felul de universități din America, pe baza acelor teste, SAT-uri. Eu am luat 4 premii naționale dintre anul 9 până între 12 la Olimpiada de Informatică. Chiar un manual pentru liceu de informatică de laborator a fost scris de mine împreună cu un coleg. La 18 ani scriam o carte publicată. Se găsește cartea. Aveți asta, vreau să vă spun, aveți grijă că o să vi se ceară. Sper că o aveți. Da, cred că era editura L și S Informat.
și cred că se găsește chiar la o căutare pe Google. Am făcut computer science, adică informatică la Toronto, cu o bursă din partea statului canadian. Deci statul canadian v-a plătit studiile în Canada, nu a fost pe speze proprii. Da, am avut o bursă și din partea... Nu, păi nu ne permiteam sub niciun fel. Când am plecat în 99, mi-a dat fiecare rudă câte un bănuț acolo și ca să am niște... ca să pot să merg cu ceva în buzunar. Și după facultate m-am făcut și masterul acolo, m-am întors în România, am lucrat în mai multe proiecte antreprenoriale. Întâi un proiect în România cu o platformă de publicitate prin Bluetooth. A fost chiar firma înființată de mine împreună cu un fost coleg de la Olimpiade. Și apoi am lucrat pentru o serie de proiecte din Silicon Valley. Ultimul dintre ele a fost de recent de notorietate în spațiu public, un sistem de livrare de produse medicale cu drone care e operațional în Africa, în Ghana, în Rwanda, se livrează sânge pentru transfuzii. Un procent impresionant, nu știu, dacă 30% parcă din sângele transfuzat în Rwanda e livrat cu dronele de la Zipline, firma la care am lucrat. Am fost unul dintre primii angajați. S-a speculat în spațiu public că sunt, sau s-a spus că eu am niște acțiuni acolo, ca urmare a fapt undeva la 0,3 sau ceva de genul ăsta la sută din companie, pentru că am fost angajat și am muncit. Eu am codat sistemul de comunicații, sistemul de radio, până la intrarea în guvernul Cioloș, când am întrerupt activitatea asta. Și acea firmă între timp a devenit un unicorn, povestea este publică. Da, a decolat și acțiunile au devenit foarte valoroase. A decolat, acțiunile mele s-au apreciat foarte mult în ultimul an și pentru prima dată anul trecut am valorificat o parte din ele, 20% în aceste acțiuni. Totul este în declarațiile mele de avere, în declarațiile mele publice. De acolo și a aflat lumea despre această chestiune. Exact, adică marea dezvăluire era din declarația de avere.